Seara bună, Nicoleta Savin, Adrian Sturza, ca de obicei la ora de veghe, în consacratul studio Epoch Times România, cu un Adrian Sturza montaniard, care s-a bronzat, ca așa e muntele, cu o viață ticăloasă, care e ca o pradă, dar mulți o expun precum o paradă și cred că jocul ăsta de vorbe face bine, pentru că, din păcate, afară e vopsit gardul, înăuntru leopardul, de mult, nu de acum, dar parcă acum se generalizează și devine situația care confirmă regula, nu cea care din excepția care confirmă regula, situația în sine devine cea care confirmă regula, adică nebunie generalizată. La noi și aiurea. Bună seara! Bună seara, Nicoleta Savin, bună seara tuturor! Sper că toată lumea a avut un 1 mai, cum să zic? Muncitoresc, cum ar veni să-ți spună câte unii. Plin de mici. Asta urez asta. Plin de mici, plin de mici, dar să-l vezi pe ciolacul care face vizite. Pentru că trebuie respectată clasa muncitoare. Și asta aminte brusc, așa. L-a pălit. Păi bine, dar asta vrem noi de la ei. În momentul, nu noi, eu nu vreau asta de la ei. Există... Asta vrea poporul să facă vizită de lucru ca pe un coach. Eu am dat peste un coach, nu contează cum îl cheamă și nu are chiar, e complet irrelevant. Care zice așa, măi, zice, eu să nu vă prind că veniți la mine să-mi spuneți ce vreau să aud. Că zice, vă dau afară imediat. Nu mă interesează. Nu de asta vă țin pe lângă mine, să-mi spuneți ce vreau eu să aud? Nu. Și nici eu nu o să vă spun vouă ce vreți să auziți. Eu vă spun adevărul meu, din partea mea, voi mi spuneți pe ăla din partea voastră și împreună le negociem cinstit cât de cinstit ne permite discernământul și ajungem la o concluzie și pe baza aia mergem mai departe. Și dacă o să vă vexeze când vă arunc în fața adevărul, ghinion. Da. Paradigma asta e întoarsă pe un lucru care mi se pare foarte constructiv, care la român nu merge absolut deloc. Băsesc cum ai încercat asta. Bine, așa cum putea, nu vorbim de... După posibilități. Complet imperfect. Adică și unde s-a dus? S-a dus în țăndări, s-a făcut. Pentru că, domnul, la român nu pot. Să-i spui lui ce vrea să audă, dar să fie bine. Ce înseamnă să fie bine? Să-mi placă mie de mine. S-ar putea să-ți placă de tine, dar te mănâncă între timp vulpile de fund. Dar asta face democrația din noi. Noi alegem pe ăștia ca să ne spună ce vrem noi să auzim. Să ne dea practic ce? Bani gratis, dacă se poate. Până la urmă despre asta e vorba. Băi, las-mă, am sătul, mă doare spate. Dă. Și atunci ei... Ajutoare sociale pe nemuncă, pensii speciale pe nemuncă, toate cele pe nemuncă. Ei știu exact. Ultima țară care mai dădea din coadă, vai de capul ei cum era... și mai aveam ceva adevăr. Era SUA, da, SUA anilor 80, nu asta de acum. Și au rost-o. Și pe aia, câinii. Au dat-o cu untură și au rost-o. Toată lumea e pe entitlements acum, pe stipendii, pe tot felul de chestii. Nu e ca în Europa, în niciun caz ca în România. Nu, deci nu e vorba de asta. Încă mai mișcă. Au mult. Că mizeria asta de bani de la stat, odată ce te obișnuiești să primești o travă aia în venă, e la zoo. Da, e drog. Zoo, da. Băi, ce, tu stai aici jos, da? Ok, stau. Și ce? Păi te uiți acolo, te uiți tu la filmul ăla. Nu, dar au învățat să facă de pildă. Ciolacu, să luăm cazul Ciolacu. Da? Băi. Lider de partid, care mâine, poi mine, prin rotativă, va ajunge premier, care deja se poartă ca un premier, nu că Ciucă nu l-ar, că ar fi fost premier vreodată, nu mi-a evocat ideea de premier, a făcut Ciolacu și până acum ce a vrut el, dar acum brusc va face și va face și va face, dar cine l-a pus să nu facă până acum? Și face, se comportă exact ca un tip care corespunde așteptării maselor, aici să trăiască consultanții. De Paște s-a dus la Muntele Atos, că de Doamne iartă-mă, tot poporul român e foarte ortodox, nu contează că bârfește, că înjură, că fură, că violează, că ce mai face. Contează că face cruci.
bate mătănii. Da, suntem hoține, că vindem copii, da, așa. Iubim pe Dumnezeu. Și se duce domnul Ciolacu și cu domnul Paul Stănescu, nu pot să uit chestia asta, tandemul, se duce la Muntele Atos, dar nu știu ce schit. Acum se duce între muncitori, că de întâi mai muncitoresc, măi. Nimeni nu vrea să lămurească odată cum e cu 1 mai ăsta, care și el o legendă ca cu 8 martie, a naibii de urâtă, apropo de realități și manipulări ale realității. Vrei să fii, nu știu cât de conspiraționist îți permis să ajungi să alături de mine. Am o faimă destul de tristă printre jurnaliști. Nu ți se pare că mi-ar păsa? Nu mă plac și eu îi plac pe ei, dar ei nu mă plac pe mine, pentru că, nu știu, poate că nu sunt exact. Da, dar nu te comporți după dictonul, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Nu mă dar vreți? Nu, dar nu e vorba, că nu ne luăm de, nu ne căsătorim, da. Nu ne luăm unii pe alții, nu avem ce treabă. Eu înțeleg de ce nu mă plac. Și noi n-am nicio problemă cu faptul că noi asumare. Adică ideea e dacă faci lucruri, măcar ți le asumi, știi? Că altfel se cheamă că habar n-ai ce faci, nu e... Încerc să nu intru în zona aia, dar da, pe mine nu prea mă, nu știu, mă, sunt alături, știi? Adică, da, știe toată lumea, ăsta e ăla, ok. Nu știi ce să faci. Vorbeam cu cineva la un moment dat și le ziceam, băi, să știți că eu nu sunt CIA sau ceva de genul. Erau niște jurnaliști. E o legendă urbană, nu? Nu, că n-are rost. Și zic, bă, nu, chiar nu sunt. Da, și dacă e presa americană, trebuie să fie neapărat la un moment dat, unul dintre ei zice, bă, da, zice, da, și da, eu n-aș avea probleme să lucrez pentru CIA, știi, îmi spune tipul ăsta. Jurnalist, e foarte cunoscut. S-au cunoscut. Și mă uit la și zic, bă, să știi că au plană dental de asta, de dinți, de asta, e jalnic, adică varză. Cu sănătatea, cu astea, deci nu te acoperă, nu. Și te mai, dacă te duci în China, te împușcă ăia. Adică e complicat. Dar chiar, știi, nu. Și cred că, nu știu, una la mână, a doua e că vorbesc conspiraționism. Că, lucruri care sunt considerate conspirații. Dar cum era cu virusul ăla din laborator? Și ne-am mâncat viața, 3 ani de zile cu el. Păi am spus la început, trebuia să fii foarte inteligent. Zici, bă, dar e cam ciudat. Și în rest, ce mai spun eu pe aici, sunt lucruri pe care mainstream-ul nu le vorbește. Dar deși ele sunt așa. Și nu știi ce să faci cu oamenii câteodată. Știi, zici, bă, dacă, hai mă, că vrei să auziți ce zice, nu știu, Digi, ăștia, oare. Chiar, păi, nu, ce fac aici? Că dacă vorbește, nu știu cine la Digi, ce fac aici? Înțelegi ce spun? Bă, pe bune, ce fac? Care-i treaba? Ba joc, ce fac? Că nu le fac pentru mine. Și zic, bă, dar de ce s-ar uita cineva la mine? Dacă spun tot ce s-aude, știi, deja. Înțelegi ce spun? Sunt și eu într-un colț acolo, fac cu mâna, să ce? Pe de altă parte, dacă deschizi lucruri care sunt, măi, sunt extrem de importante pentru noi, nici măcar ca nație. Deși stăm la pământ cu unele aspecte, adică justiția asta, nu. Ci ca rasă. Da. Și le ieși și le deschizi și le arunci și tu acolo și zici, băi, uite, ce credeți despre chestia asta? Vreau lumea zice, a, nu se poate. Că, cum adică nu se poate? Sunt niște fapte. Unele sunt supoziții, dar ale mele, da? Clar. Dar altele sunt fapte. Știi, de exemplu, 9-11 ăla din New York, din 2001, știi? Au căzut 3 clădiri cu 2 avioane. Mă, cum? Și una la 7 ore, diferent. Explicați-mi asta, uite, vreau să au și eu explicații. Toată lumea zice, da, ești conspiraționistule. De ce? Pentru că și Șoșoacă zice asta, știi? Și atunci ai decredibilizat complet teza, știi, mm-hmm. sau subiect. Bă, dar nu e așa și n-ar trebui să fie așa. Da? Mm-hmm. Faptul că, nu știu cine e ăsta, Terheș, prietenul tău. Îmi cere prietenie, dar nu-i dau. Da, mai e un domn care mi-a cerut prietenie. Vorbește, să zice și flutură contractele alea făcute de Uniune, de doamna Ursula, mm-hmm. cu Pfizer și care sunt toate anonimizate, nu citești nimic din ele. Bă, stați așa, cât va costa distracția? A rupt. Nu prea știe nimeni exact. Păi cum așa? Stați așa un pic, stați. Și zici, mă, nu, Terheș, nu-mi place omul, că e... Da, subiectul e important, bă, stați așa un pic. Hai să vedem care e treaba. Dar nu vorbești despre Terheș, vorbești despre subiectul respectiv, cu totul altceva. Chiar și lucruri banale, care sunt complet apolitice.
Și în care nu e vorba că ei party priuri sau că, bă, tu ești cu rușii, cu americanii, cu cai verzi pe pereți sau... Nu. Și cu toate astea ești considerat brusc fringe, așa, un fel de... Și asta știi ce înseamnă? Asta înseamnă că noi nu mai căutăm adevărul. Există o narativă, da? O poveste oficială în care toată lumea măcăne. Știi că Einstein a râs când a venit cu teoria lui, cu viteza luminii. Au râs de el masiv. Râdeau. Da. Pur și simplu. Îi râdeau în nas și îl persiflau. Și râdeau de el. Da, deci pur și simplu au zis, bă, pleacă. Se strâmbau la el. Ești un prost, pleacă. Da? De ce? Și nu mă compar cu Einstein. Nu vorbim de asta. Vorbim de faptul că mediocrii conduc lumea de mult timp. Nu e nicio noutate, să știi. Copernic, din păcate. Galileo, toți ăștia. Deci, băi, dar hai mă să învățăm ceva din toate astea. Mii de ani de suferință, știi? Au râs de Einstein. Bucăți bune de timp. Bine, teoria e puțin ciudată, dar mă, totuși, știi, tu ești obligat acolo când stai pe fundul pe scaunul ăla să fii puțin mai deștept decât e lumea în general. Și aia zice, da mă, ăștia sunt oameni de presă. Nu, ăștia sunt formatori de opinie. Ăștia conduc țara. Corect, din păcate. Nu se știe, dar ăștia conduc țara. Da? Și nici măcar nu e vorba de oameni de presă. M-am întâlnit cu un astronom. Bă, nu avea importanță. Nu era un astronom, dar eram și el pe acolo. Făcea astronomie nu profesionist. Și îl întreb așa, la răzând, ieșim pe ușă de la... Și cum e, domne, cu luna aia? E artificială sau e naturală? S-a uitat la mine și eu râdeam așa, că nu pot să șochez omul. Știi? Eu arunc așa. Și râdea la mine și zice, hai, domne, faceți mișto de mine. Naturală, sigur. Serios? Ați pipăit-o? Mai întreabă. Eu în materie de cosmos nu cred nimic. E cea mai perfectă formă de manipulare. Nimeni nu poate verifica nimic din ce se întâmplă acolo, dintre pământeni. Înțelegi? Și ei pot să vândă absolut ce le trece prin cap. Pot să ne ascundă mari operațiuni pe care le-ar face acolo, cum pot să nege că... Dacă pui în dezbatere fost... chestia asta, da, că Apollo 12 au scăpat lander-ul ăla, i-au dat drumul, că n-avea să vină cu el înapoi, da. Și în analele NASA spune, băi, it rang like a bell. Ăsta e citat. Mai mult de ori. Deci a vibrat ca un clopot. Poftim. Stai un pic. Cum a vibrat? Cine a vibrat? Și cum ai auzit tu vibrația? Că vibrația presupune că există o atmosferă. Da? Odată. Ca să nu. În spațiu e liniște. Că nu se propagă ce? Cum se propagă? Sunt o fel de întrebări acolo. Și după aia, misiunea următoare a scăpat o chestie și mai grea. Pentru că a făcut test. Și a vibrat. Și cu toate... Și sunt concluzii... Bine, sunt și unul sau doi savanți ruși care au zis asta. Sunt ruși, ok, dar le-au luat și le-au pus cap la cap. Sunt o grămadă chestii acolo. Cu densitatea e... Are greutatea 1% cât a Pământului, deși e un sfert. Și când vorbești de lucrurile astea, lumea zice, spune ciungă în păr. Da. Băi, stați așa, totuși... Eu sunt ta tehnică, dar nu înțeleg dacă un ar lucru. Fi cineva, dacă accepti teoria aia, se dărâmă o grămadă de lucruri. Nu, dar eu nu înțeleg un lucru. De ce există o parte nevăzută mereu a lunii? Ce se întâmplă de... Se rotește și de ce o parte nu ajunge niciodată spre pământ? Cum e asta? Dacă se rotește, de ce există o parte pe care nu o vedem? Pentru că sunt corelate vitezele de rotație în jurul axei cu aia de viteze... Da, încerc să faci treaba asta. Iei și decoșești o portocală jumate și o să observi că dacă vrei să ții portocala cu partea care e așa, spre tine, o să observ că trebuie să corelezi vitezele. Eu sunt la tehnică complet. Eu pe chestii din astea vreau să-mi dau cu prezentul. Și vitezele alea cum sunt corelate? Din coincidență. De ce e așa rotundă? De ce vibrează? De ce densitatea e extraordinar de mică? De ce craterele sunt toate la fel de adânci? Chit că unele sunt mari, chit că unele sunt mai mici. Știi? Ar trebui să aibă aceeași... Ar trebui să aibă adâncimi diferite. Nu. Stai de multe lucruri acolo. De ce e titanium pe peste tot? În sfârșit. Și da, le ridici cu oameni care chiar... Nu. No. Pentru că asupra minții noastre a fost trasă o căciulă. În mare parte de minciună.
dar de mediocritate. Pot să nu fie, poate teoria actuală să fie corectă. Problema este de ce, dacă te îndoiești sau îți pui întrebări legat de o situație, un context, un eveniment, în momentul în care îți permiți să gândești cu mintea proprie și să ai o îndoială, ești taxat drept ceea că... Îl întrebăm pe Funeriu când îl prinde. Măi, de ce rostogoleai filme de animație făcute prost, de altfel, făcute cu fundul, sincer? În care spune că nu, că oricine crede despre teoria aia că vine din laboratorie prost, alo, mănânci filmul ăla, dacă ți-l iau și ți-l tipăresc pe hârtie, cadru cu cadru, le mănânci? Nu le mănânc, nu le mănânc. A înțeles ceva din chestia aia sau doar a încasat bani eventuali? Nu știu dacă a luat. Băiat prost nu este și poate a înțeles. Crezi? Da. Sunt convins că nu. Îți dau și în scris. A citit, a auzit. Aici, se spune oficial, spun americanii că e scăpată din laborator. E, nu spun că ești cu intenție ca să poți să dai judecată China. Încă. Dar spun că e scăpată din laborator. Spune CIA-ul. Sunt spune... voci care mai spun ce asta. Dar aici? Încă sunt puțin în off. Cum? Păi nu, mai sunt dispute acolo. Sunt tabere. Unii ar vrea să spună adevărul, alții încă ar vrea să-l țină sub obroc. Unii ar vrea, alții... În sfârșit, deci asta e. Și pe mine nu mă bagă în seamă jurnalci, dar nu, eu iubesc, pentru că sunt și ei niște ființe sub soare. Da, e loc sub soare răi, pentru bun. Toți. Uite, Attilo Biro a fost coleg cu mine la Ziua, un ziarist excelent de investigație, a ajuns în tandem cu Ovidiu Semenescu să predea investigație la Sofia, unor jurnaliști de acolo, apropo de atentatul asupra procurorului general. Deci... Masca am rămas. Attilo Biro era un super gazetar. De ce? Habar n-am. În ce context domnul Semenescu, pe cine servește când face... Asta e acuzația de la bulgari. Că implicați doi români într-o poveste, dar Semenescu este cel care ar fi a făcut plăți pentru... în vederea amplasării bombei și exploziei la momentul oportun, dar nu spun cui. Da. Se știe cam cine ar avea de ceva cu procurorul general și atât. Sunt foarte vagi la momentul ăsta comunicatele de la Sofia, în amănunte. Dar acest Ovidiu Semenescu este o figură. Ce figură e? Păi, în primul rând, ne-am lovit prima dată de el consistent, contundent, aș spune, în scandalul Apanova. Bun. Când pe atunci era consilier al directorului francez și a fost reținut. Și n-a fost reținut doar el, atunci a fost reținut și Moisescu. Era o zonă a domnului Semenescu care... iubea foarte mult partea liberală reprezentată de Andrei Kiliman. Era o tabără acolo, la sectorul 1. Extrem de bine încoțopenită, dacă îmi permiți termenul. Și bineînțeles că aveau o problemă cu domnul Crin Antonescu, cu care intraseră în coliziune. Nu că domnul Crin Antonescu era vreun sfințuleț, dar așa se bat taberele între ele. Atunci când a fost arestat, am aflat și noi că are o cetățenie dublă și franceză și română, că lucrează pentru mai multe companii, un grup de companii care deține printre altele și Apanova. Nu ne e clar, au fost scoși din pușcărie foarte repede și s-au ținut de unele și de altele. Dacă e să dăm crezare Europei Libere, a fost cercetat și în Statele Unite de către Departamentul de Stat, pentru că este învinuit că ar fi făcut spionaj. Absolut spectaculos, aș spune. Ar fi organizat niște rețele de spionaj. Sună, cum să-ți spun, aproape incredibil, pentru că noi nu suntem obișnuiți cu astfel de acuzații la români care parcă au trecut granițele și se țin de năzbutii și în afară, nu e doar ce se întâmplă în România. Dar nu sunt procuror general, adică să încep să... Nu, chestia americană vreau să spun.
Ce sarcină a avut el? Cine l-a delegat să creeze niște rețele de crimă transnațională? În ce scop? Ce legătură are cu bulgarii în cauză de a ajuns să servească în, cum să spun, furnizor de plăți? Cumva, dacă plătești, turcul plătește, turcul face muzica și turcul știe despre ce e vorba, nu? Domnul Semenescu pare că ar trebui să știe. Nu e clar de ce. A fost arestat în dosarul Apanova când a fost luat, era doamna Codruța Chioveși. Bineînțeles că a fost bătută cu pietre. Domnul a intrat în liberal, nu-l lasă pe domnul minun, că ținta e Chiliman și de aia s-au luat de Moisescu și așa mai departe. Gurile rele spun că era, domnul Semenescu era legat de nume importante din fosta securitate, dar nimeni nu le-a dat. Cum o fi să se spună, ești cu securiști, dar să nu-ți spună care din ei, că există mulți securiști, securiști între securiști în țara românească. Da, dar nu doar cu partea liberală se iubește. Nenorocirea, dacă îi pot spune așa, este că se iubește și cu domnul Ghici. Cu cine? Un domn important din România. Ghiță? Sebastian Ghiță. Ai, doamne, că nu vine. Sebastian Ghiță, fugarul nostru, drăguț, avea o firmă în același bloc cu Sebastian Ghiță și are o firmă cu care a lucrat și cu înființată cu un apropiat, de un apropiat al lui Liviu Dragnea, care era în același timp șeful Asociației Vânătorilor și Pescarilor din Telorman. Și când te uiți așa, te întreb ce, cine-i domnule Semenescu ăsta? Se iubește cu liberalii, se iubește cu Dragnea și cu Telormanul, se iubește cu domnul Ghiță, e stabilit în Elveția, dar are cetățenie franceză, dar lucrează pentru un grup care deține multe operațiuni în centrul și estul Europei, dar nu sunt numite care sala, dar face spionaj și, și vinde informații pentru care îl cercetează Departamentul de Stat. Și acum atentează la viața unui procuror general, că nu-i puțin lucru. Ia închipuiți-vă dacă făceau chestia asta cu doamna Codruța Chioveși și să-i pună o bombă în cale, la un moment dat. Dar nimeni nu iese să spună să și-l atribuie pe domnul Semenescu ăsta, da? Care nu e foarte un tip foarte bătrân, să zici, că eu cred că la momentul Revoluției n-avea mai mult de 20-21 de ani. Da? Foarte tânăr. Da, adică e băiatul cuiva, dacă e să judec în termeni corecți. L-am găsit și în Panama Papers. E o descriere a băieților de acolo spectaculoasă, pentru că el împreună cu liderul în Panama Papers a fost Mossack Fonseca. Și, da, era o firmă de avocatură. Da, da. Firma de avocatură a fost în relații foarte strânse cu el. Nu era un simplu om care face și el o firmă cu Fonseca. Nu. Dar acea firmă pe care a făcut-o, Fimaco Group Investments, în Seychelles, n-a operat în România. A operat în alte țări din Europa. Oricum, la data anchetei făcută de Rice Project despre Panama Papers, avea 48 de ani. Acum cât să aibă? 53-54, aici joacă. Adică, cred că ați fi cumva de o seamă, bănuiesc. Om fi. Oricum, ce s-a întâmplat cu Apanova, cum a murit dosarul, care a fost preluat și de procurorii francezi, a făcut o comisie rogatorie, a rămas ca în tren. Normal. Nu mai știe nimeni nimic, nu știm dacă s-a continuat cercetarea, dacă sunt disjunse cercetările, dacă este cineva care încă e pe rol sau dacă cumva s-a prescris și acest dosar, că tot e la modă să se prescrie toate infracțiunile și să plece cu toții acasă, bine mersi să petreacă, naiba mai știe. Asta e România. Asta e România nebuloasă în care ai noștri se întreabă de ce occidentalii n-au încredere. De ce suntem tratați uneori, se plâng, vai de mine, suntem tratați ca o națiune de mâna a doua? Nu e adevărat. Ne ducem în momente cheie, în locuri cheie, cu personaje total discreditate, în care n-are nimeni încredere și pe daia. Ce preț să pui pe daia? Care vine la comisarul pe agricultură fără documente și acum devine comisarul pentru agricultură, că nu și-a făcut treaba. Păi nu și-a făcut-o, dacă tu nu-i dai hârtii, nu o să o facă never. Dacă noi votăm idioți. Asta e.
Știi? Și nu noi, nu tu, nu eu. Dragă, l-am votat noi toți pe domnul, nu noi toți, mulți dintre români, că l-au adus la putere, nu eu cu tine, pe domnul Darius Vulcov. Domnul Darius Vulcov astăzi s-a rupt ghinionul, s-a rupt lanțul de iubire în sfârșit. În sfârșit, și un dosar care nu este cuprins de prescriere, așa, fuguța. A fost condamnat definitiv și irevocabil la 6 ani de pușcărie. Și m-a umflat râsul, pentru că el a plecat de mai bine de jumătate de an în Italia, unde în altă parte decât în Italia, unde în altă parte decât în Bari, unde nu-ți dă nimeni niciun infractor. Mă, înapoi. Cine era la direcția vămilor când cu cocaina aia care plutea? Da, ei mai știu cine era? Dinu Vamă nu mai era, plecase de mult. Nu era asta? Cine? Darius Vulcov? Nu, n-a răspuns de mamă niciodată. Nu. Dar trecea sfori, era un personaj foarte influent. Cumva mi se pare mie că, dar nu mai țin minte că trăsesem o concluzie la momentul respectiv, dar uite, am să mă uit, că până joi e timp. Nu, domnul Darius Vulcov pur și simplu găsise documentul de la Constanța, știi tu ceva de el? Se pierduse un document tocmai taman la Constanța, apropo de secția specială, așa, în care era practic protocolul pe care se spunea că l-ar fi semnat Codruța Chioveși și l-ar fi împrăștiat în toată țara cu direcțiile, cu Serviciul Român de Informații. Și, dar nimeni n-a avut vreodată vreo probă. Și brusc a respirat de la Constanța. Da? Și a respirat și a fost n-a respirat oricum, că putea să respire în presă și citeam cu toții, lecturam. Nu, a respirat într-un proces. Domnul Darius Vulcov l-a folosit într-un din multele dumnealui procese. Da? Și s-a pus problema că acolo a fost o scurgere de informații. Adică un document cât timp nu este desecretizat. Nu poți să te joci cu el, să-l dai opinii publice ca și când l-ai găsit sub pomul de Crăciun sau sub ușă. Da? Sau în cutia poștală. Că nu te joci, este infracțiune și faci pușcărie pentru asta. Asta spune legea, ne place sau nu. Dacă eu găsesc și sunt jurnalist un document pe stradă și el e strict, strict secret, am datoria să mă duc să-l predau, da? Și nu să-l folosesc. Pentru că nu se folosesc astfel de documente. Domnul Darius Vulcov știa asta. Dar nu s-a jenat prea mult pus la tine să-l folosească el. În beneficiu propriu. Nu cred că e un băiat rău. Apropo de Adina Florea, care e bine mersi și ea la inspecția judiciară, nu? Că așa e în tenis. Eu nu cred că e băiat rău, cred că anturajul a fost. Anturajul a stricat pe Vulcov? Păi când stai la Slatina, acolo este Alro Slatina și e toată, cu tot comandamentul Rusiei în România, acolo. Ce să faci acum? În frunte cu domnul Năstase, nu Adrian. E acolo un domn care se cheamă tot Năstase și nimeni, toată lumea a uitat cum s-a dat aluminiu românesc tot, da? Și fabrica de alumină și alum Turcia și Aroslat și așa mai departe. Erau 3 fabrici care lucrau toate pentru ca să se întâmple minunea de la Slatina. Toată lumea a uitat că e cel mai mare consumator de curent. Toată lumea a uitat în ce condiții folosește. Oamenii de acolo sunt cei care ne aduc gaze în România. Dar nu le aduc, nu le aduc cu contract a statului român. Aduc în nume propriu. Sunt niște șmecheri care își permit și și-au super comisioane și contractele sunt 50 de ani de acum încolo. Bine, dacă ne uităm de furnizorul ăsta, eu râd pentru că, uite, statele care au avut la nivel statal contractul Gazprom, noi n-am avut niciodată, despre ce vorbim. În România, tot gazul care a venit a intrat comisionat în buzunarele unor șmecheri pe persoană fizică. Asta e deosebirea între noi și statele occidentale, de fundul cărora nu mai încăpem și pe care le bârfim toată ziua. Vai de mine, ce ne-ar prejudicia? Păi cum să iei în serios un stat care nu e în stare să încheie cu Gazprom-ul un contract oficial și merge pe intermediari? Nu vrea Gazprom, nu? El nu vrea Gazprom, a vrut totdeauna Adrian. Alexei Miller, normal că ar fi vrut să... Oricine vrea contract cu statul, nu cu entități private. Oricine. Numai că statul român a găsit de cuvință că el trebuie să câștige prin reprezentanți, nu așa tot poporul fraier. Stai un pic, cine e statul român? Păi cine naiba o fi statul român? Apropo, domnul Ciucă a țipat ca
ca din gură de șarpe, să plătească mari contribuabili. Da? Marea virtute a multinaționalelor, le place sau nu celor care le cântă prohodul toată ziua, este că plătesc la timp. Dacă statul ăsta rezistă, este pentru că multinaționalele își plătesc datoriile alea, câte sunt ele. Da? Care rezultă din impozit pe salarii, pe venit, pe profit, pe ce Dumnezeu sunt arundate. Și au avut oamenii de la Ministerul, de la ANAF, că s-au enervat și ei, adică cumva li s-a spus că sunt proști și nu-și fac treaba. Și Direcția Mari Contribuabili cu mâșa în frunte, dacă ți-l amintești, așa, care a fost și el la rândul lui odată șeful ANAF, a scos lista. Nu multinaționalele n-au datorii. Nu au datorii să le intre românilor bine în cap. Banii la stat sunt datorați de stat. De firmele cu capital majoritar de stat. De CFR Marfă, de CFR Cărător, de combinatul energetic Oltenia, de tot ce vrei și ce nu vrei. Da? Complexul energetic Oltenia, pardon. De toate firmele cu capital de stat care sunt în gaură de ani de zile. Și acum, cele care câștigă, de pildă la Transelectrica, ca să-și mai poată face cheltuieli, s-a propus un dividend de 50% și statul a refuzat, a cerut 90%, care are nevoie de bani. Da? Nu le lași să se tehnologizeze, nu le lași bani de buzunar, îi înhați bine mersi la stat. Sunt 4-5 cele pe energie care s-au redresat și și-au plătit datoriile și au și bani în plus exces, precum nuclear electrica sau hidroelectrica. Dar în rest, regiile sunt la pământ. Așadar, domnul Ciucă și domnul Ciolacu, ei știu asta. O fac pe șmecherii. Ne povestesc în pungerața. Nu știau că, de fapt, statul datorează bani statului? Și vorbim aici de arierate? Poți și la câți bani? Să ceri lista. Da, dar a publicat-o ANAF-ul. Ne-a făcut un bine, domnul Mușa. Și lista conține 90% firme cu capital de stat, care datorează bani statului. La câțiva ani se întâmplă și alt miracol. Se mai gândesc să le mai șteargă din datorii, căci altfel mor. Se mai ceartă Uniunea Europeană cu ei, cum s-a certat pe CFR Marfă și pe Complexul Energetic Oltenia, unde au declanșat din nou anchetă. Ce mai face Șova? Ajutorul de stat. Șova a scăpat. Da. Pe prescriere. E. Nu? Cum să facă pușcărie? Că, de că s-a miruit. De Victor Viorel... De Victor Viorel Ponta. Apare la tu, da, tu că Ducă Show, da. Acolo e locul la toți. Apropo, în toată calimera asta, mi se pare că sunt trei fraieri, pe cuvântul meu de onoare. Elena Udrea e în pușcărie, Dragnea a fost și Vâlcov nu se duce, ca știu să fugă la timp. Nu se duce nici Ciorăpel Arsene, că și el a fugit la timp. Pe mine mă arde o întrebare de când am auzit știrea asta azi. Na. Mă arde ce făcea el când cocaina ajungea la mal? Închidea ochii. Nu. Se strica sistemul. Nu cred. Nu? Păi nu colegea cineva când ajungea la mal? Nu cred. Ia zi-mi, ce crezi tu că se întâmplă? Nu știu, chiar nu știu. Trebuie să nu vreau. Deci să dacă ajungea la mal, rămânce, intra în mâl și se ascundea? Păi, ce cocaina aia vine de la ruși? Nu, mamă, cocaina nu știu de unde vine. Problema e că odată ce e aruncată în mare și aștept să aducă valurile la mal, trebuie să ai niște culegători. Că sunt, nu doar la noi, și pe litoralul francez și există zone în care sunt niște oameni ce pescuiesc pungile cu, da, pungile cu droguri, care cad brusc așa din niște embarcațiuni. Iar noi am ajuns să știm pentru că aia s-a răsturnat în Delta, una dintre embarcațiuni. Dacă nu se răsturna în năzbâtea aia de barcă în Delta, nici astăzi nu se știa. Iar acolo au fost pedepsiți niște acari pe un, niște nei ca nimeni. Deci din România nu există nimic pe care, nu există niciun lucru pe care banii să nu-l poată cumpăra. Da. Nu e nimic. Nu există, e adevărat, dar e păcat. Nu e păcat. Nu e păcat deloc. Asta este reprezentarea mentalului colectiv care zice, noi suntem de fapt de vânzare, toți, mic cu mare, nu toți, mă rog, colectiv, ca nație. Noi suntem gata să ne vindem. Și să punem oameni care ne vând, că e tot aia, știi? Adică noi ne vindem alegând sau... Președintele Marcel Ciolacu, PSD, normal, nu. N-a făcut și el mici? N-a făcut mici, a făcut mari. Și zice așa, încep să mă mir. Zice, eu și colegii mei ne-am vindecat de ciumă. Haide. Au! Cum, domnule, v-ați vindecat? Ce ați luat?
Aia e declarația de la Antena 3, nu? Faimoasă, sau cea de la Iași? Nu, de la Antena 3. De la Antena 3. E dirigit, n-a stat în România până acum. Se comportă de parcă nici nu știe despre ce e vorba. Cine și ce? Când a vorbit de pensiile speciale, aseară a vorbit. Păi și cine a făcut pensiile speciale? Cine a făcut categoriile alea? Acum spun, extraterestri. Sunt categorii întregi exceptate, adică IT-știi și constructori. Și cine le-a făcut asta? Cine era la putere atunci? Extraterestri. Să se uite pe hotărâre de guvern. Îi le fac eu cadou, amândouă. Și aia de la constructori și cea de la IT-ști sunt făcute de oamenii lui, oamenii PSD-ului. România trebuie să facă anumite reforme asumate în PNRR. Da. Și avem o mare problemă. Avem o ciumă a pensiilor speciale. A. Am țipau reziști ăștia care se antrenau muzică, a nebunii în piață și nu mai nimeni seama. Acum a ajuns, celălalt cu... La Butad. Care este o inechitate. Și care încet, încet duce către o criză socială. Hai, nu-ți vine să crezi. Cum la... Vezi ce înseamnă să te duci la Muntele Athos? Da. Te întorci luminat. Îmi spune la schitul prodromul sau unde a fost, că nu știu la care din ele. Așa. Înțelegi? Ce n-am spus ei este că a avut un ghid foarte important acolo. Știi cine a mers cu ei? Gigi Becali. Le-a deschis porțile, ușile. Da. Da. Ce să zic? Am rămâi poți, fără replică. Te de tot. Nu rămâi fără replică. E o familie. Da. E o mare România familie. E condusă de o familie. La familia. Am zis-o de m-am plictisit. Da, e puțin... Așa cum Canada are 3 fuse orare, a doua țară din lume ca suprafață. Cum să de o familie? Ok? Nu-ți vine să crezi, dar lucrurile... Suntem în epoca vitezei astea, nu. Fiecare cu toată lumea, deci nu. Eu nu o să accept, zice dânsul, ca România să piardă vreun euro din tăiere. Sunt gata pierduți. Pentru că nu a făcut vreun jalon, mai ales jalonul în ceea ce privește pensiile speciale. Problema este așa. Cine l-a făcut pe și cu Sufletul în Rai și cu Sălina în Pod? Nu se poate. Mai devreme sau mai târziu ne îndreptăm încet, încet spre o criză socială? Nu. Nu e încet, încet. Suntem deja. Uitați-vă câți nepalezi și bangladeși sunt la fiecare colț de stradă. Da? Tocmai presa americană am văzut Wall Street Journal-ul că ajunge la concluzia că devenim dintr-o țară de imigranți, o țară care primește imigranți. Păi, asta numărând ce de... mulți asiatici vin să lucreze la noi și numărul lor crește. Nu cred că e de bine. Cine a zis că e de bine? Ai noștri și-au luat lumea în cap în căutarea unor salarii cât de cât rezonabile. Iar patronii disperate pentru că nu au pe cine să angajeze au adus ce vrei tu, Sri Lankezi, nepalezi, tailandezi, malaizieni și pakistanezi și mai știu ce. Și indieni și n-ai ce să faci. Știi ce scrie pe toată chestia asta? Eșec politic răsunător. Da. Ai pierdut niște români în care ai investit. Și nu spun pentru politicieni, și alte că eu cele. Știu. Normal, tu ai fost eu acolo. Eu acum zbier ca Ioan în deșert, că n-am ce să faci, ce poți face? Te duci să ștami. Nu poți. Te duci și, bă, uite, eu camp aici. Evident că te împuști în picior în momentul în care îți fur căciula, nu? Da. În momentul în care... Încă o dată, da, Gabi Oprea cu dispensorul de doctorate în serviciu, unde pui cei mai inteligenți oameni din țara aia respectivă, în servicii pui oameni inteligenți. Că trebuie să fie cu 2-3 pași înaintea tuturor, nu? Și vorbim de crimă organizată, vorbim de chestii grele, nu dă nea mitică care fură, sparge ușa și fură băutură. Și tu îl pui pe Gabi Oprea, care să instruiască pe oamenii aia, care trebuie să fie cu un pas înaintea terorismului mondial, a crimei organizate, bă, 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 hai pe bune, serios? Da, serios. Ok, și asta ce înseamnă? Pe cale de consecință, logică, înseamnă că cine l-a pus pe Gabi Oprea vrea să înfunde țeava de eșapament sau cu benzină la mașină, nu? Deci eu lansez o provocare acum să-mi spună cineva ce IQ are Gabi Oprea. Dacă are mai mult de 90%, dau masă la restaurant. Dar explică-mi și mie cine, ce om potrivit a fost numit la locul potrivit în România, apropo de competențe. Băi, să știi că Dragnea, mi se pare că e un lucru. Da. Dragnea a fost potrivit. Și Carmen Dan, cu priza ei, cu tot.
Să nu recunosc. Deci dacă nu scriau alții că dai, n-am recunoscut-o. Nu știam cine e tanta asta de lângă Carmen Dan, am crezut că și-a făcut de lângă Dragnea. Am crezut că și-a făcut o nouă iubită. Ăștia sunt oameni din servicii, sunt așa. Deci cu nu cinci, mi-a trecut fete prin cap că e Carmen Dan. Nu că ar fi ea din servicii. Mi-a acum și servicii de servicii e, la bucătărie, sunt servicii, între servicii corect. Da. Se confruntă, fii atent ce zice realitatea, un site în care eu am cu totul și cu totul deosebit. Fii atent, fraze. Prima frază într-un articol. Da. Liviu Dragnea se confruntă cu probleme după lansarea emisiunii sale culinare online. Da, emisiune culinare. Sunt de alertă asta, da. Punct. Echipa sa de filmare, formată din patru tineri, a avut de suferit, virgulă, recent. Păi nu s-a dus el, s-a băitat. Nu știu unde a spus asta. A spus-o la Încuț sau la culisele statului paralel. Una e să spună Liviu Dragnea asta și alta e ca tu, site de știri, să spui că să lansezi fraza respectivă ca și cum ar fi piatra de temelie a României. Păi dacă s-a dus Dragnea și a zis asta pe post și Ancuț nu l-a contrazis și l-a mângâiat pe crește și a spus vai, dar sunt niște copii, dar ce au cu tine, dar tu ești o victimă. Da, redactorul sau cine publică la tot ăsta de articol ar trebui să fie ceva de genul fostul tralala al PSD care nu știu ce a făcut, dar afirmă că ăla e un adevăr. Da. Tu când spui Liviu Dragnea se confruntă cu probleme, ăla nu e un adevăr. Poate că nu se confruntă cu nicio problemă. Poate mănâncă... A visat cum visa că îl vânează ucigașii pe la ATN. Exact. Știi? Exact. Deci, știrea este că, bineînțeles, e o tragedie. Asta e știi cum le zice la ăștia? Drama Queen. Știi? Fete de-astea amărâte, bătute de soartă, știi? Care se zice, băi, nu mai pot de rău. Ce ai făcut, mă? Ce s-a întâmplat? Băi, uite, mă amenință teroriștii la Atene Palace. Patru oameni făceau așa pe gât că mi-au gâtul. Serios, mă? Da. Și după care la băieții ăștia cu care face emisiunea aia cu găini și cu mazăre. Mazăre leguma, nu? Sau ce învârtea? Fasole. Mai exact, fii atent ce zic ăștia. Mai exact, adică mai exact. Deci deja e exactă treaba. Toți cei patru tineri care îl ajută pe fostul lider PSD să filmeze s-au trezit cu roțile tăiate la mașini. Dând ce servicii proaste am avea dacă asta ar face? În plus, aceștia au fost sunați la ora 5 dimineața și li s-a spus un singur lucru la telefon. Să nu mai colaboreze cu Dragnea. Asta e, băi, omul e o forță. Adică nu te sperii altfel, ți-o spun în față. Ce fel de speriat este ăsta în care își cer nu mai lucra cu Dragnea? Nu, poate erau proști și nu înțelegeau și atunci le-a spus în clar ceva, nu le-a lăsat un bilet. I-a sunat pe telefon, da? Da? Deci, încă o dată, omul ăla care bagă mâna în găin la televizor, da, e o forță. Da? Da, dacă zici tu. Înțelegi ce spun? Și se teme cineva de el. Nu poți să... Statul paralel, poate, altcineva. Cine se teamă de Dragnea? Bagă și mâna în mici. Ai văzut ce mici urât la culoare avea? Ziceai că din carne stricată. Sunt rea, dar uite-te și tu la tava lui dacă arată carne proaspătă. Înțelegi? Îmi țin telefonul să filmeze când gătesc. Haide, domnul Livache. Asta fac ei, deci n-ai o cameră. Nu filmezi mata cu telefonul, las. Nu mai... As, o baltă. Ai, l-au găsit cu ce? Cu... Nici nu... Mie silă de mine când... Adică n-are o cameră de luat vedere, domnule. Înțelegi? Să vină că ți-o dăm pe a noastră. Doar să facem mișto, să facem buză. Noi am făcut click-uri cu Dragnea. Omul ăsta îi datorăm cel puțin o bere. Să știi. Pentru cât trafic s-a făcut. Poate. Pe prostiile lui. Rupeam. Și până s-au prins gorobeții, da? Până s-au prins, a fost prea târziu. A trebuit să o... A trebuit să umble. Uite, dacă acum vrei. E plin de influencer, de tralala, Dara Munteanu, this, that, cine vrei tu. Ducă, show, o fică, o pleznit, dar e prea târziu. Pentru Dragnea a fost prea târziu. Și mai e o chestie. În continuare va fi prea târziu. Uh-huh. El, Ponta, Sânduși. Ăsta de la SIE, care tot încearcă pe la clanțe, nimic, mă, nu mai merge, gata. Cine, domnul Vlase? Cum este cheme Macedon porcul? Mă spune și tu. Mi-a ce... plăcut la nebunie. Deci, băi, mai spui că Dumnezeu... Dar cum a ascuns asta? Că te cheamă așa, așa te cheamă, nu știu de vină că te-ai o știre lansată de Mircea Marian, eu acolo am văzut-o la... E corectă, e reală.
Ca să știe și lumea cine Teodosie se numea... Pe Teodosie, uh-huh, celebrul sau infamul Tomitan, unde se întâmplă lucruri triste și multe, îl chema de fapt Macedon Porcu. Da. Înțelegi? Bine, nu te iei de oameni cu numele lor, că până la urmă... Nu, dar de aceea ascuns, că nu s-a luat nimeni de numele lui. Problema este ce a făcut, da? Că a avut viața. Grijă să schimbe întâi numele în Petrescu și după aceea să fie... Da, de ce Petrescu? Din Petrescu să devină Teodosie. De ce Petrescu? De ce nu Stănescu până la urmă? Sau de ce nu Bonaparte? Știi? O fi vrut adică... să fie rudă cu Madame Ceaușescu, fostă Petrescu. Sau de domnișoară. avea pe vremea aia cămăși cu inițiale sau... Știi cine avea cămăși cu inițiale? Fostul ministru de finanțe. Uh-huh. Teodorovici. Teodorovici. Păi, Orlando. Maria sa, cum să poarte cămăși fără inițiale? Cred că și la butoane de inițiale. Da. O să spuneți că secături sunt peste tot, sau nu secături, ci uscături. Hai să deci te cheamă Porcu, te faci Petrescu, odată, după aia schimbi și prenumele. Nu mai vrei Macedon. Dar ce avem și faci a doua schimbare de nume de din Macedon, prinț al prinților. Te faci Teodosie, da? Alexandru Macedon. Deci te faci cineva întâi Macedon, Petrescu. Macedon Petrescu din Macedon Porcu și după aia te faci Petrescu Teodosie Macedon Porcu, din Macedon Petrescu, pardon. Deci scap de numele vechi. Ce au de ascuns? Asta e întrebarea mea. Bun, Teodosie, Porcu nu-ți suna bine, domnule Porcu, sună ca naiba. Da, Macedon de ce? Că nu e un nume care să te dezonoreze. Noroc de buletinul Monitor Oficial, care a menționat și numele de familie originar, că așa e normal să scrie acolo din ce te transformi în ce, și așa aflăm și noi, fraierii. Nu. Poate să se numească cum dorește. Problema este de ce se ascunde. Eu nu știu, asta da, nu înțeleg. Să știi că există și valori la români. Da. Există valori, da. Deci criticăm țara asta în lung și dar există oameni care au valori. Mm. Da, uite, de să-ți dau unde un ai exemplu. Găsit? Tort învelit în bani și 19 șampanii de câte 10.000 de euro bucata. Da. La nunta unui baron imobiliar. Mhm. Da, subtitlu sau slash Țancă uraganul a căzut în piscină. S-o fi împiedicat. A fost și el acolo, dar nu era singurul. Toți maneliștii de frunte ai României s-au dus acolo. Trebuie să spui două vorbe despre spectacolul ăsta. Nu, nici nu vreau fără să spun cine a făcut nunta și cui, că n-are importanță. Important e că tu ai bani cu care învelești tortul de nuntă. Dar nu bani așa, la modul că ai și tu 500 de euro și îi pui așa de jur împrejur. Da, dar cum e să dai 19 șampania 10.000 de euro bucata? Ți-e set. Știi? Ia, trebuie să bei. Din 190.000 de euro dați pe șampanie, mă. Da. 190.000 de euro. Da. E o casă unui amărât care a făcut 18 ani și a plecat din casa de copii. Nu e nicio casă. Te duci pe la, nu știu, de școli și le faci WC-ul la copii. Da. How about that? Tort înverită în bani. Vezi ce înseamnă să... E cultura asta... Nu, lumea nu înțelege ce fac. Nu, eu altceva am vrut să spun. Când la 18 ani copiii ăștia ies din cămine, așa e legea la noi. Foarte nedreaptă. Da, nu se ducă. Nu se ducă. Da, din orfelinat. Da. Și intră implicit în sistem infracțional. Da. Eu când vreau să spun o casă, când m-ai întrerupt, vreau să spun o casă pentru amărâți ăștia care, că nu trebuie să stea unul singur în toată casa aia. Da? Faci o casă deșteaptă de banii ăștia și se mută 6-7 suflete care la 18 ani nu mai au un acoperiș deasupra capului, că legea presupune că îi răsar părinții din pământ. Știi? Miria a aterizat la chef cu elicopterul. Da, nu bune, se poate. Și tu cineva, păi cu ce să aterizezi? Strică fețele la tocmai. Te duci cu ce să cu Bentley-ul? Păi toți proștii sunt cu Bentley. Tocmai. Cu ce? Cu Logan-ul? Da. Deci, știi care e treaba? În momentul în care tu pui la televizor de ani de zile, nunți din astea, știi ce faci? Setezi modelul. Mhm. Setezi modelul. Ai văzut-o pe Prodanca vreodată la
cezarionași, că am văzut-o, vorbind de arabi și cum își tratează ei frumos femeile și toate alea. Căzând în admirație, că femeile alea nu muncesc, sunt ținute în brațe, și sunt egale între ele, toate au același tratament, nu se discriminează între cele patru femei. Le pun burca în cap și la revedere. Am căzut. Știi? Deci, da, pe de altă parte, te uiți la televizor, deschizi televizorul și dai de ei. Și poporul ăsta, ce să înțeleagă? Ce vrei să faci? Îl scoți pe ăla de în sad acolo, nu-i dai profesor, nu are bibliotecă, ce să citească? Da? Pe telefon ce? Nimic. Ce crezi? Că se duce la Humanitas, pe grup, să vadă ce s-a mai scris? Nu, dar nu taia, tu ai văzut cum era îmbrăcat, zicei ca descinți din, nu știu, din Uzbekistan, din nu știu pe unde. Ce contează? Nu, important este dai jos din elicopter. Deci, nu vreau să bârfesc, dar apropo de mentalitate, omul ăsta nu e la 20 ceva de ani să n-aibă minte, el a doua căsnicie, a divorțat de o nevastă cu care a avut 3 copii. Stai un pic, dar nu divorțurile te fac deștept. Nu, vreau să spun, la ce trebuie anunta asta, eu asta întreb. Adică bănuiesc că la a doua căsătorie nu mai ești ca la 19 ani. Se vede că mai are jumătate din pării a părăsit creștetul. Cum la, să spun? La ce le trebuie la atâția români BMW-uri? Da, la ce le trebuie? Păi, nu știu. E foarte simplu. Dacă cine e domnul doctor Romilă, n-a zis-o clar? Da, a zis-o. Suntem o țară de frustrați condusă de o gașcă de psihopați. Nu știu dacă a zis gașcă, dar asta cam pe acolo era. Da, deci tu dacă vrei, tu simți nevoia să proiectezi o imagine, pentru că dacă te uiți în oglindă, știi că nu te uiți așa și înăuntru e gol. E gol. Bă, ia vezi mă, e ceva. Bă, nu e nimic. Bă, nu se poate. Și atunci pui pe tine. E dureros că omul ăsta candidat la primăria orașului Oradea, care are un grup de firme altfel destul de prosper. Păi, da. Și că... din o situație mai mult decât bună, materială, și că din tot ce are nu împarte nimic cu nimeni. Bă, nu poate împarte. Dă bani la maneliști. În momentul Adrian. În care, știi ce faci? Bă, dă-le foc, mă, fă oi la proțap și fă oi la proțap cum făceau arabii în 72 sau 5 și în loc de cărbun folosește bannote de 100 de euro. Care e problema? Aia foloseau dolari, că pe vremea. Da, arată cine poți, mă. Spune-ne că ești, știi, care e treaba, adică, pe bune. Știi ce fac ăștia? Uneori, nu vorbesc de cazul ăsta, uneori. Știu din surse destul de sigure, ca să spun așa. Din când în când, mai dă în ei câte un cancer, câte o de-asta. Și știi ce fac? Rămân pe gânduri. Știi? Cum adică? Bani, care, știință, astea, care, bă, voi medici, nu prea. Dar de obicei e prea târziu. Apropo de domnul acesta de la Oradea. Să zic, să ai bănetul ăla și să n-ai nici cea mai vagă Călin idee Raița. Ce poți să faci cu el. Da. Nu știi ce să faci cu el. Să plătești 6 maneliști, unul mai vestit ca altul, îți dai seama că-s banii la maneliști. Îți dai seama că noi nu avem... Deci dacă ăsta e modelul pe care... Și ăsta e modelul pe care îl proiectează. A căzut în extaz. Adi de la, cum îl cheamă pe ăsta? Adi de la Vâlcea scria pe Salut sunt una dintre cele mai tari nunți de anul ăsta. Da. Adică el a fost extazia de ce a văzut acolo. Păi normal. Adi de la Vâlcea care vede, nu invitat de niște sărăntoci. De obicei cântă la nunțile ăstora care au bani. Nu, dar ne-a arătat cine e. E om important. Așa e om aici, important. Adi important. De la Vâlcea, Țancă, Uraganul, Sorin Salam. Nu vorbim de și alții, că nu vorbim de faptul că citesc Eminescu și ajungi la concluzia că noi, de fapt, ne închinăm la tot fel de oameni ciudați. Mie îmi place de Dragnea, totuși i-au tăiat cauciucurile echipei lui. Băi, omul ăsta luptă, să știi, pentru că în momentul în care îți taie cineva cauciucurile, era important că poate e vecinul de bloc, ai parcat prost. Sau care s-a enervat că te știe de bun tare pe vremea când erai premier. Adrian, dar știi că Dumitru Silvestru, soțul senatoarei Diana Șoșoacă, a fost găsit vinovat pentru ultraj. Dacă te-a pus să te bați cu poliția acum, ce să faci? Dar și-a apărat nevasta. Deși nu cred că avea nevoie să o apere de cineva. Sincer. Pare destul de... Deci, l-a tras de uniformă, i-a pus-o mână în gât, l-a împins de perete pe agentul de poliție. Foarte bine a făcut. Așa. Dar a mușcat și jurnalista.
Am mușcat-o pe Lucia Curaci de la RAI, care veni să se intervieveze. Dar ce mai era foame? Păi, el a zis când doamna jurnalistă a dezvăluit că a fost mușcată de mână, da? A negat și a ironizat-o pe jurnalistă spunând că el preferă femeile mai cărnoase. Adică mai mare mitocănie ca asta nici nu... Nu, poate e o chestiune de preferință. Da? Până la urmă m-am întrebat de multe ori, dar nu intrăm acolo, că e vulgar și nu e treaba mea. Ce vreau să spun cu remarca mea asta, că poate era foame, știi? E un film făcut de Mihal Kov. Se cheamă Burned by the Sun, în engleză, Arzi de Soare, da, ceva în genul ăsta. Și filmul ăsta e una dintre cele mai senzaționale scene, după părerea mea. E vorba de un colonel care, KGB sau ceva de genul ăsta, o casă la țară, avea o fică mică, după colonelul ăsta sunt trimis niște alți KGB-ști sau NKVD, ce erau ei pe vremea aia, să-l halească pe ăsta. Și acești doi ruși ajung acolo într-un august din ăsta torid, știi? Și dau transpirați, nădușiți, trebuie să-l hăcuiască pe colonel. Dar dau de fica lui, care era un puștoaică de, nu știu, 6 ani, ceva de genul ăsta. Și puștoaica îi întreabă cu inocență: dar voi veniți de la zoo? De ce ați ieșit de acolo? Nu v-au dat suficientă mâncare? Să întreb și eu, mă, dar ce ai avut cu jurnalistă? Ți era foame? Pe mine și altceva m-a șocat. I-au dat 180 de zile de amendă închisoare. Dacă nu plătește amenda, se duce la închisoare. O va plăti. Faci o chetă pe Facebook. Sunt convins că românii bine intenționați iau de la gura copiilor ca asta. Altceva m-a deranjat. Polițistul agresat, dacă tot a fost agresat. Și a cerut scuze. Nu, a refuzat să se constituie parte civilă în proces, nesolicitând despăgubiri de niciun fel. Bine, sentința nu definitivă, poate fi atacată în 10 zile. Ideea este că dacă autoritățile care au fost acolo și au văzut, nu făceau dosarul, când ăsta n-ar fi zis nici pâs. Da. În situația dată nu s-a plâns de nimic. Nu e parte civilă, a zis eu... Nu pot, domnule. Să mă bată în fiecare zi, dar domnul... Nici măcar nu era prima oară, sunt niște filmări. Am văzut niște filmări cu el într-o parcare care apărea extrem de agresiv la adresa unor, nu știu, cetățeni. Da, dacă domnul Silvestru m-ar bate în fiecare zi, eu, polițist agresat, nu zic nimic, că e domnul Silvestru Șoșoacă și cum să zic eu ceva. Da. Nu? Tac. E român de al nostru. Asta e. Are voie. Are voie? Da, de aia nu ne mai facem bine. Închipuieți. Că n-avem nici măcar demnitatea să ne plângem. Asta e. Ce ni se întâmplă. Hai să-ți dau o știre, că e și e fără 3 minute și... Da. Știre interesantă. Mă rog, sunt niște știri mai puțin importante sau mai importante. Vice.com dă faliment. Sau se pregătește să aplice pentru... faliment. Ok, să o spunem așa cum e. Vice.com, știe toată lumea. Închipuiesc că faci un organizație media care se cheamă Viciu.com. Da. Nice. Ce vrei să faci cu asta? Unde vrei să ajungi? Da, una mai frumoasă. Dai cu ăștia în gard, până la urmă. Ce să faci? Că cumva trebuie să ne ducem de râpă toți. Ba pe stânga, ba pe dreapta. Fostul președinte Donald Trump este programat să participe într-o emisiune ținută de CNN în New Hampshire pe 10 mai. Anunțul CNN, nu e al meu. Evenimentul, bla bla bla, îl va prezenta pe fostul președinte, răspunzând la întrebări din partea republicanilor. Da, 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 da. Dar de când s-a împrietenit CNN cu Donald Trump? Da. Apropo, că a fost audiat 6 ceasuri. L-a făcut bine, ca să zic așa. L-a zugrăvit cum a vrut pe domnul Trump. Conform rețelei de televiziune, acest eveniment cu fostul președinte Trump va fi unul dintr-o serie de multe altele. În următoarele luni, bla 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 bla, campania prezidențială 2024. Foarte tare, s-a despărțit de Fox și s-a căsătorit cu CNN? Acum înțelege fiecare ce vrea, e mult mai complicat adevărul, mult mai complicat.
Știu că e mult mai complicat, dar am zis-o grosomodo. Ce să înțeleagă și ăla care se uită spre America, păi, când aude că până acum CNN-ul îl făcea cu o școțel și acum îl pupă și îi face campanie. În timp ce îl dă pe tânărul Carlson, Tucker, afară. Na. Și pe Don Lemon de la... De la CNN. Știi? Mm-hmm. Pe Stelzer l-au pus și pe el pe WhatsApp. Mai devreme, până la 1, dacă ce-o fi cu băieții ăștia de-și fac presa? Nu, da, înțelegeți, uite, fă pe asta, fă pe cineva dintre progresiștii români, să înțeleagă că tu știi, ai observat că nu dezbat deloc chestia nu, asta? Nu, să văd și eu pe un progresist, indiferent cine e, că unii dintre ei sunt oameni extraordinari, dar băi, de ce vă mințiți, mă, singuri? Nu știu. Le că până la urmă asta, te minți singur. Zici, bă, uite, eu sunt cu tare, am 12 ani sau câți aveți voi de presă și... E fix. Bă, uite, am primit, uite, am găsit știrea asta și bă, nu reușesc să o înțeleg. Poate cineva să-mi explice? Bă, oricine, nu știu cine, oricine. Și o șoacă Diana. Bă, cineva să-mi explice care e știrea asta. Cum înțelegi? Ce fa? Cum Antena 3 CNN? Cum adică? Cum Trump la... Cum? Toate lucrurile astea, cum? Sunt anapoda. Alo? Sunt incredibile. Știi, pentru că tu în momentul în care alegi să te uiți în cealaltă parte... Bă, apropo, ce am uitat să spun? Știi ce am uitat să spun? Ca să încheiem rotund cu Semenescu? Asta e problema cu ăștia. Lasă faima și jocurile. Domnul Semenescu, despre care vorbeam la început, care are foarte multe valențe, se pricepe la de toate, printre altele, în România, a fost patron la televiziunea Maniro, da, și a finanțat site-ul știrea zilei.ro, care era o mizerie de site. Ma, ce să... Doar cu știri țintite, publicate acolo și după aia rostogolite de alții. Una mai tendențioasă decât alta. O redactoriță de la șefă de la știrea zilei.ro tocea canapelele la domnul Voiculescu. Da? Ba, era la toate emisiunile unde se putea și era nevoie invitat hop și dumneai. Cam așa stau lucrurile cu domnul Semenescu, că nu puteam să închei fără să spun de ce trag la media ca muștele la miere. Da? Da, ai zis-o tu, din cauza da, de miere. Să manipuleze de toate pentru toți. Tu ai văzut-o pe fata aia care videochatista al lui Dragnea, nu mai știu. Oana Lovin, dacă te uitai la discursul dumneaei, era așa, avea niște punctaje, avea niște propoziții pe care trebuia să le strecoare în discurs, din când în când. Și propozițiile alea erau alcătuite niște meseriași. Erau foarte clare, foarte bine spuse, cu cuvinte, alcătuite din cuvinte care nu erau în vocabularul ei. Uh-huh. Între baleta. De ce? Păi ei trebuiau să introducă piroanele în mintea oamenilor, ascultătorilor, da? Și aveau nevoie de, să zicem, sectorul camionagii 18-45, da? Păi ei vor să se vadă pe tine, mă. De ce? Pentru că asta caută, da? Tu ești pilula, da? Oana Lovin, tu, matale, ești pilula pe care ești sugar coating, ești glazura de pe tort, da? Ești coronavirusul care trebuie să introducă molecula spike în băieții ăia, da? Și molecula spike o livrăm noi. Restul e apă de ploaie, vrăjeală, ce spui tu acolo? Ce vrei? Și în rest ce spun? Ce te taie capul? Bă, chiar ce mă taie? Bă, ce te taie capul? Da, vrei să... Orice. N-are importanță. De ce? Pentru că ești exact pe tipicul lor. Eu te întreb așa, Ghiță și-ar fi permis fentele pe care și le-a permis cu statul român dacă n-avea România TV? Că toate mesajele lui au ajuns prin România TV la Marele Public. A avut seria de dezvăluiri, de stătea toată lumea cu ochii băgați în televizor să vadă ce mai spune Ghiță. Conta că 96% din ce spunea erau minciuni. Deci, nu. După părerea mea, Ghiță există pentru că Rusia există cu forma în care o face. Da. Și atunci de-aia există gușă cu câtă presă are și el și de-aia există toți băieții ăștia care au presă. Tu trăiești, tu zici, bă, de ce e așa? De ce nu văd eu soare? Unde e, mă, soare? Nu mai, soarele a dispărut de mult. Păi nu, uite, cam, uite, ia uite-te mai încolo, nu mai uite, bă, ce te uiți degeaba? Ce e în stânga ta? Mm-hmm. Cum te uiți la, în dreapta, cum te uiți la Steaua Nord, în dreapta e un mamut.
de oameni descreerați în mare parte, baricadați după 6.000 de focoase nucleare, da? Care beau și care nu sunt în stare să facă nimic. Da? Și din când în când amenință că dau foc la lume dacă cumva cineva nu face ca ei. Da? Baricadați după focoasele alea. Și care se duc în jos. Adică nu, societatea aia nu progresează. Singurele lucruri pe care le mai inventează sunt rahaturile alea de sarmat, nu știu cât, crucișător, pila care aruncă în aer perfect, toată lumea. Perfect, dar binecuvântate de preoți. Planga, planga. Deci, deci ei nu anunță decât armagedoane. Deci mod, ei trăiesc într-un mod destructiv și se vede. Ce face, ce ați inventat voi, mă? Băi, am inventat o bombă mai mare decât aia pe care o aveam. Pe bune? Da, bă, pe bune. Deci cu asta vă ocupați. Da, mă, noi ne ocupăm timpul cu asta. Deci ăsta e progresul vostru. Da, mă, noi ne baricadăm aici și mai batem încă o placă în geam și ne marcăm pe casă cu un tun mai mare să vă dăm în cap dacă cumva vă vine ideea. Și vă spunem sâc-sâc. Și tu, bomba Românie, mea e mai mare decât a ta. Și tu, Românie, trăiești. Băi, n-ai ce să faci. Tu trăiești în umbra ăstora, care cât de bine poate să-ți meargă. Că miroase, știi? Băi, vecine, nu, mă, vezi că ți s-au... Nu, și miroase, că vecinul nu-și ascunde. Și putem să discutăm oricât aici. Până ăștia nu cad, noi nu. România, deci România o să înceapă să facă ceva în momentul în care Ghiță vine în lanțuri aici. Și nu cam ceva cu el, că nu... Dar ăla e atât de bine înșurubat încât... Ești un optimist. Dar trebuie să demantelezi, nu numai Rusie. Dragheta. Dar în România sunt atât tra-la-la, de mulți oameni care au mafidă. Legături de genul ăsta încât ți-e foarte greu să faci curățenie. E păi ca nu eu sau tu. E ca o metastază, el. Nu tu sau da, el. El, doar Dumnezeu poate. A, noi aici doar măcănim, nu facem noi nicio treabă. Ghiță, stai liniștit, mă, că nu te aduc în lanțuri. Seară bună tuturor și ce să zic? Bă, să nu trebuie să disperăm. Nu disperăm. Nu, dar la câți mafioți există în România, ar avea de lucru până și Dumnezeu ar obosi. Nu. Nu ar obosi? Nu, că doar faci așa cu mâna. Și se întâmplă. Nu? Așa să fie, să-ți fie gura aurită. Nu că e complicat. Știi care e complicăciunea? Vine din complicația, vine din faptul că fiecare dintre noi are o parte bună și una rea. Chiar și ăștia au câte o parte bună. Indiferent cât de infect sunt foarte puțini oameni care nu mai au nicio parte bună. Deci câte infecții vezi, bă, o chestie bună, nu știu, da, o înghețată la un copil sau... Da, dacă Dumnezeu i-a făcut, se uită și la partea mai bună. Mai au o parte bună. Tot. Și atunci, ideea e că dacă tu îi distrugi pe ăștia, distrugi și partea lor bună. Dacă nu îi distrugi, o lași și pe aia rea. Ce e de făcut? Foarte complicat. Trebuie să faci înapoi acvariu din ciorba de pești. Foarte complicat. Vom vedea, nu știu cum o știu. Abana. Sigur, vom vedea. Suntem aici, ne vedem și joi și în continuare. Da. Că suntem de veche. Seara bună.